În ultimii ani, România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a incidenței cancerului de col uterin. De aceea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, au demarat un program de prevenție, depistare și tratament precoce al cancerului de col uterin. Astfel, femeile cu vârsta între 24 și 64 de ani din orașul Victoria vor beneficia de testare gratuită pentru prevenirea sau depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pe data de 18 august, între orele 11 și 19, la baza sportivă Victoria. Pentru a beneficia de testarea gratuită, am rugămintea să o contactați pe colega mea din cadrul primăriei Victoria, doamna Sava Maria, la numărul de telefon 0268 241 525. Dânsa vă va da toate informațiile necesare și se va ocupa de programări. A transmis pe pagina de socializare Camelia Bertea, primarul orașului Victoria. Prin testarea periodică se poate preveni sau detecta la timp cancerul de col uterin. Așadar, doamnele și domnișoarele din Victoria sunt invitate la testarea gratuită. Nu numai testarea, dar și tratamentul, dacă va fi necesar, este gratuit, programul fiind finanțat prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Orașul Victoria a acceptat să intre în parteneriatul cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, de asemenea care la rândul lor sunt în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, care au demarat acest program. Este un program de prevenție, depistare și tratament precoce al cancerului de col uterin. Se adresează tuturor femeilor cu vârste între 24 și 64 de ani din orașul Victoria. Testarea este gratuită, va avea loc în orașul Victoria, la baza sportivă, în data de 18 august, între orele 11 și 19.